Pe site-ul someșanul.ro poți citi ultimele informații din 4 județe: Cluj, Maramureș, Sălaj și Bistrița Năsăud. Garda de intervenție a detașamentului de pompieri Dej a fost solicitată pentru intervenție în localitatea Sic pentru stingerea unui incendiu survenit la o căpiță de fân. La sosire la locul intervenției am constatat că această căpiță, care avea circa 3000 de kilograme de fân, era cuprinsă în totalitate de flăcări. Pentru intervenția la acest incendiu am acționat cu două autospeciale de lucru cu apă și spume pentru lichidarea incendiului. Nu au fost probleme respectiv pentru extinderea acestuia la bunurile aflate în apropierea proprietarului. Ca și o posibilă cauză de incendiu, ar putea fi o persoană care aflată în trecere a aruncat din neglijență ori un chibrit
sau o țigară care a generat incendiu. Pe site-ul someșanul.ro poți citi ultimele informații din patru județe: Cluj, Maramureș, Sălaj și Bistrița Năsăud.